Tot mai multe asociații de proprietari din Giurgiu riscă să rămână fără apă în plină iarnă. Este semnalul de alarmă tras de conducerea APA Service, care spune că este singura măsură care îi determină pe giurgiuveni să mai plătească din datoriile pe care le-au acumulat în ultimii ani. În acest moment, APA Service are de încasat 18 miliarde de lei de la populație, sumă ce reprezintă facturi restante mai vechi de 45 de zile. Constantin Preda, directorul operatorului de apă din Giurgiu, este de părere că s-a ajuns în această situație ca urmare a condițiilor socioeconomice din cauza lipsei locurilor de muncă, dar cu toate astea, plata facturii la apă este o datorie pe care fiecare consumator trebuie să-și o asume și să o plătească. Vreau să spun populației că nu-mi face deloc plăcere să opresc apa după îndelung lungate discuții, negocieri, somații și așa mai departe, dar n-am încotro, pentru că cheltui ca să vând ceva pe care nu iau bani. Inevitabil, această măsură de oprire a apei duce de cele mai multe ori la contorizarea pe orizontală. În ultimele luni, tot mai mulți proprietari au solicitat realizarea acestor rețele de furnizare a apei pe orizontală cu montarea unor contoare individuale. Pentru că nu de puține ori oamenii au plătit, iar asociațiile nu au virat banii către APA Service. Există o singură soluție pe care o aplicăm și care merge, în sensul că doar negocierea ne trimite la o plajă de timp mai mare sau mai mică pentru a recupera banii. Oamenii vin aici, discută, pun pe masă hârtiile, își recunosc datoriile la apă și negociază perioada de rambursare, care fi evident că fiecare și-o dorește mai lungă, pentru că adăugată la factura lunii curente să nu fie efortul prea mare. Iar cealaltă soluție, care este instanța de judecată, nu e de preferat, pentru că până la urmă urmelor se instituie popriri și îi vor plăti oricum cu penalități, cu și cu altele. În municipiul Giurgiu, majoritatea gospodăriilor individuale au solicitat contorizarea. Mai greu merg lucrurile la blocuri. Din cele 952 de scări de bloc, doar 336 s-au racordat la rețeaua de distribuire a apei potabile pe orizontală. Chiar dacă vremea se va răci, APA Service asigură pe giurgiuvenii care vor dori să-și facă asemenea lucrări că îi va sprijini pentru a face contorizarea individuală și se pot adresa totodată asociațiilor de locatari, ori se pot informa de pe site-ul oficial al instituției.